Domnul Căcu, de ce am întrebat anume despre Ion Ciuban și doamna Vlah? Pentru că am auzit mai multe discuții despre faptul că pentru Federația Rusă, după, de fapt asta din primăvară au apărut aceste discuții, Federația Rusă, înțelegând deja că PSRM în frunte cu Igor Dodon pierde, și am văzut asta după alegeri, a început să aibă alte mize. Și printre mizele, viitoarele mize ale Federației Rusă, mizele politice, s-a numărat viitorul proiect politic al lui Ion Ciuban, un posibil proiect politic al doamnei Vlah sau alăturarea doamnei Vlah la unul dintre proiecte existente și proiectul politic al domnului Chicu. Nu o singură persoană mi-a spus despre acest lucru. Sunteți unul dintre mizele Federației Ruse? Dacă vorbiți despre mine, absolut nu este niciun temei pentru asemenea discuții. În privința domnului Ciuban și doamnei Vlah, eu nu cunosc informații. Da, cumva, nu știu, cum simțiți Federația Rusă sau ambasada rusească a salutat apariția partidului dumneavoastră? Eu când, imediat după ce am avut acea renumită emisiune la dumneavoastră, v-am spus că am cu mai mulți ambasadori, inclusiv am discutat cu domnul Hogan, care a plecat, cu ambasadorul Germaniei, Bulgariei, Ungariei și Rusiei inclusiv. I-am, considerând relațiile anterioare pe care le-am avut, i-am anunțat despre această intenție, dar absolut nu am nicio comunicare la capitolul activitate politică.